Bună dimineața! Acum s-a de poliție Morariu, Marian sunt. Deci, dar trebuie să-i număr nu întreagă. Astăzi desfășurăm o campanie de conștientizare a importanței purtării vestelor reflectorizante sau oricăror altor elemente reflectorizante. De la lansare serii. Da. Și cu sprijinul celor de la SNPPC o să distribuim o veste, da? Mulțumesc. Pe care vă recomandăm cu căldură să o purtați. Da, mulțumesc. Numai bine. Astăzi să urmăm o campanie de conștientizare a importanței purtării unor veste reflectorizante de la lansarea SE. Da? Primul mare cu sprijinul celor de la SNPPC o să vă dăm o veste pe care vă recomandăm cu căldură să o purtați tot timpul. Da? De la lansarea SE. Bine? Da. Zi frumoasă! Ne ajută, numai bine! Să rămână! Vă oferim o veste reflectorizante pentru o vizitate mai bună, în caz cum mergeți seara. Am acasă, fii cuvânt, am mutat-o eu. Deci pentru prevenirea dumneavoastră, vă rugăm frumos să ocupați în zonele în care este mai greu accesibile, în care lumina este mai redus, pentru siguranța dumneavoastră. Vă mulțumim frumos! Sănătate! Sănătate! Sunt comisar de poliție Morariu Vasile Marian, din cadrul secției Îndreangă numărul 9. Astăzi desfășurăm o campanie de conștientizare a importanței purtării unei veste reflectorizante de la lansarea serii. Atunci când vă deplasați pe drumurile publice, bineînțeles. Da? Cu ajutorul celor de la SNPPC, vă vom oferi o veste gratuită pe care cu căldură vă recomandăm să o purtați. Da? Sănătate, numai bine! Poftim colegul, cred că v-a explicat despre campania noastră de prevenire. Mulțumim și să purtați. Sănătate. Cu ceva zile în urmă, noi, colectivul secției de poliție rurală numărul 9 Ion Creangă, ne-am propus să punem în practică o campanie de conștientizare privind importanța purtării unor articole de vestimentație reflectorizante, odată cu lăsarea serii de către bicicliști, pietoni, conducători de utilaje agricole și atelaje hipo, pentru a putea fi observați cu ușurință atunci când se deplasează pe drumurile publice, ori, în cazul pietonilor, pe acostamentul acestora, unde, bineînțeles, lipsește trotuarul. Sub semnul acestei intenții, astăzi, 22.10.2023, cu ajutorul SNPPC, Biroul Teritorial Neamț, am distribuit un număr de 200 de veste reflectorizante participanților la trafic anterior amintiți. Cu acest prilej, doriți să transmite pietonilor, având în vedere ultimele evenimente nefericite produse pe raza comunelor 1.5 și 1.3, două aspecte importante. De a nu proceda la traversarea străzii în locuri neautorizate, unde vizibilitatea este redusă, iar riscul de accidente este mare, și, 2, să traverseze doar după ce s-au asigurat că pot face acest lucru în condiții de siguranță, atât pentru ei, cât și pentru ceilalți participanți la trafic. Vă mulțumesc, sunt comisar de poliție Morariu Vasile Marian, un puternicit șef secție poliție rurală numărul 9 Ion Creangă. Avem o activitate plină de prevenire incidentelor rutice și de conștientizare a importanței purtării vestei reflectorizante. Cu ajutorul celor de la SNPPC vă oferim o veste reflectorizantă. Bine, vă mulțumesc. Vă rugăm să o purtați cu toată durata de plasări pe drumurile publice. Da, mulțumesc, Arimu. Mulțumim și noi. De la băiat să mă duc acasă. Foarte bine. Puneți vesta pe dumneavoastră și aveți grijă, vă rog. Da, bine, mulțumesc, Arimu. Și noi. Facem o activitate de prevenire a accidentelor rutiere și de conștientizare importanței purtării vestei reflectorizante. Cu ajutorul celor de la SNPPC, noi vă oferim o veste reflectorizantă pe care să o purtați pe toată durata de plasări, da? Da. Bine, atunci, vă mulțumim frumos! Și de conștientizarea importanței purtării vestei reflectorizante. Împreună cu cei de la SNPPC vă oferim o veste reflectorizantă pe care s-o purtați pe toată durata de plasare. Rabarele!
Foarte bine, s-o purtați cu toată durata. Drum bun, de sănătate! Sunt comisar de poliție Raiu Vasile Mariasă. Da. La secția Creagă. Astăzi desfășurăm o campanie de conștientizare a importanței purtării vestii reutilizate la lăsarea serii. Atunci când dumneavoastră, ca biciclist, vă deplasați pe drumurile publice. Bine? Da. Din partea SNPVC-ului vă oferim o vestă, pe care cu căldură vă recomandăm să o găsiți ori de câte vestii nevoie. Da? Urmăriți vestii vestea care face Catrinul, că de aia sunt în plastea. Așa este. Omul vieți la volan, de ea dragi, vieți la magazin. Vă mulțumim, o zi bună! Nu mai luăm, domnule, interviu, ziceava.